În cadrul emisiunii Express, difuzată de postul național B1 TV, moderatorul emisiunii, Sabin Orcan, și invitatul său, Sorin Ioniță, analist expert forum, au vorbit despre rolul comisiilor din Parlament în contextul actual în care se află România. La capitolul Comisia de Control a SRI, președintele Adrian Țuțuianu a ieșit cam șifonat din analiza celor doi. Sorin Ioniță l-a numit pe fostul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, noul Ghiță, arătând faptul că nu se întrebă schimbări, având în vedere componența comisiei și trecutul membrilor. Adrian Țuțuianu, da, este și secretar al Senatului, este președintele acestei comisii, face parte din grupul parlamentar al PSD, l-aveți în imagine. Domnul Țuțuianu, surpriză, a mai fost senator 2008-2012. Domnul Țuțuianu este, înțeleg, are probleme penale, dar un dosar penal, da, de la Direcția Națională Anticorupție, este, culmea, un dosar disjuns din cel al lui Ion Stan, fost președinte al Comisiei de Control Parlamentar asupra SRI. Și e pus în această funcție în condițiile în care el însuși este trimis în judecată pentru niște fapte penale. Și are cursuri, bineînțeles, la, cum se cheamă, Colegiul Național de Apărare. Păi unde putea să aibă, domnul Ioniță? Păi nu putea să aibă la Universitatea Sorbona, nu? Trebuia să aibă la ei, deci, acolo. Deci, pleacă Ghiță, vine Super Ghiță sau Vice Ghiță. Păi sau... și atunci ce speranță să mai avem? Păi asta vă spun, acest lucru trebuie remediat. Controlul asupra serviciilor și organelor de forță trebuie să existe, trebuie să-l întărim, trebuie să transparentizăm și trebuie să ne gândim la un model care să meargă, că ăsta clar nu merge, cu comisii în Parlament, pentru că iar avem un băiat care a făcut, nu știu, ăla de Național de Apărare a Țării, domnul Țuțu. Țuțuianu a fost cercetat de DNA pentru trafic de influență în legătură cu campania electorală pentru alegerile locale din 2012, un dosar disjuns din cel al fostului senator PSD Ion Stan. Fostul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița a susținut însă că DNA a închis acest dosar încă din 2013. Adrian Țuțuianu s-a aflat și în vizorul anii și este urmărit penal într-un dosar de abuz în serviciu.